N-am reușit să gestionăm foarte bine situația de vară, când numai puțin de 15 jucători au plecat, despre care 7 erau titulari sau jucători importanți a echipei anul trecut. Am făcut transferul și pe fugă și după CV, să spunem, și nu ne-au ajutat foarte mult. Am continuat așa să ne plombăm doar echipa și cam asta e situația, dar avem promisiuni că din iarnă vom avea un buget care să ne permită să facem sau să aducem jucători care ne pot ajuta. Dunărea Călăraș a suferit o înfrângere drastică pe terenul Chindiei, 0-5. Mihalcea spune că repriza a doua, echipa sa nici măcar nu a contat. O înfrângere dureroasă, suntem, arătăm că au curabie în avarie, sau mai bine s-a variat rău. N-am reușit, adică pot să zic că am început destul de bine, un sistem nou, un sistem conceput după jucătorii pe care îi avem, pentru că trebuie să recunoaștem, avem mari probleme de efectiv. Greșeli personale, n-a doua repriză nici n-am mai contat, n-a doua repriză am arătat foarte, foarte rău. Îi felicit pe cei de la Chindia pentru această victorie, e pe deplin măritată. Ceea ce ne rămâne nouă e doar să strângem rândurile cât mai putem până în iarnă. Și cel mai important e următorul joc de miercuri, un joc cu adversară directă în susul clasamentului.